Stimați telespectatori, bună seara! Bună seara și bine v-am găsit, stimați telespectatori! O nouă ediție România în mișcare, furtuna perfectă în prețul energiei, vedeți că titrează și colegii mei pe ecran. Îl am aici în platou pe Dian Popescu, consultant în politici energetice, și îți mulțumesc frumos mulțumesc de invitație. Pentru a doua oară la tine. Categoric, deci a fost în regulă. La prima emisiune o să intrăm în direct cu Victor Nichituș de la Chișinău și cu Benoni Ardelean. O să intrăm imediat în direct, deputat în Comisia de Politică Externă în Parlamentul României. Până când se fac legăturile? Uite, deja Victor, ne auzi? Bună seara, te auzim, suntem în regulă. O să încep cu tine, Dian, și o să te rog frumos să-mi spui în momentul de față cum stăm noi în ceea ce privește prețul la energie, pentru că asta e principala grijă pe care o are fiecare român în acest moment. Sigur, siguranța, adică dacă suntem aici, suntem stat NATO, suntem în siguranță, nu intră tancurile rusești peste noi, deci asta e prima. Și a doua, cât plătim în luna aprilie, la finalul lunii aprilie sau în luna mai, când avem de plătit facturile la energie? Vreau să spun telespectatorilor că în luna octombrie a început criza în România, criza energetică în România. Exact. Din luna octombrie a început. Deși eu avertizasem, sunt publice, televiziunea națională, toate sunt publice, că avertizasem cu un an înainte, vedeți că faceți niște greșeli, închideți capacități, nu puneți altele în schimb și vom balea la prețul de import. Adică să nu credeți că ne iartă cineva când văd că suntem incompetenți și trebuie să importăm atât de multă energie, uneori 2500 de megawatt pe zi. Și mă uit acum, după octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, martie, aprilie, da, au trecut șapte luni de când lumea bubuia pentru că le-au început să facturile criză. Nu s-a făcut nimic în plus, dar absolut nimic. Deci, n-am furat o sondă în plus să avem gaze din interiorul țării să mărim producția, din contră scade. Din punct de vedere energetic, n-am terminat nicio capacitate energetică în plus față de cum am intrat în octombrie. Legislația pune piedici la dezvolta regenerabilele. Cum? Te oprești să-mi spui? Da. Cum pune piedici legislația? Pentru că ăsta e un lucru pe care îl putem îndrepta. Da. Deci, spun pentru prima dată și cred că pentru prima dată în televiziune din țară, este un proiect de lege care a trecut la Senat. Așa. În care populația, firmele, pot să instaleze regenerabile pe teren extravilan. Deci nu neapărat intravilan. Intravilan, da, înseamnă că trebuie să fie în oraș. În oraș. Pe, da, terenuri extravilane. Deci pe terenuri extravilane. De categoria, da, 4 și a 5. Adică nu-l cultivă nimeni, nici măcar pășune nu e bun. Și acolo, aha, trebuie să punem noi oglinzile. Nu cum le vedeți pe marginea autostrăzii, pe teren arabil de categoria 1. Da, această legislație a trecut grav, de Senat. Acceptă. Așa. Și domnul Ciolacu, care este președinte, poate vă aude și înțelege. Așa. Pentru că poate nu știe, nu l-a acuz, că poate nu știe. Poate nu știe, corect. Dom'le, o inițiativă foarte bună a unor parlamentari, vis-a-vis de regenerabile, tot urlăm că avem nevoie de ele, nu? Da, sigur că avem nevoie. A trecut de Senat și stă de 5 luni la cameră, nu intră pe ordinea de zi. Dar ce fac inițiatorii? De ce nu vorbesc? De ce nu vin în emisiune? Nu vin, pentru că oamenii, inițiativa este foarte bună, nu m-am uitat cine este inițiatorul, inițiativa este foarte bună, bună și legea, am citit-o, e scurtă, deci în momentul în care, este pe trei deci pagini. Deci în momentul în care legea ar intra în vigoare, ce s-ar întâmpla? Companiile atunci se duc și pe terenurile extravilane, pentru că lumea nu știe. Nu poți să spui un parc solar, ceea ce vedeți voi la Vinia, da, că trebuie să îndeplinești mai multe condiții. Odată să iei autorizațiile și pe intravilan, e o nebunie întreagă, mai ales cu legislația mediului. Mediul te ține, da, câteva luni. Corect. Da. Deși oglinzile solare cu ce strică mediul nu înțeleg, dar noi suntem campionii birocrației în Europa. Doi, trebuie să fii aproape de o linie de medie tensiune pentru marea majoritate a parcurilor, că sunt de putere mai mici, adică liniile acelea de 20 de kV, uh-huh, dacă nu ești în apropiere ei, și linia, mai mult decât atât, linia să suporte intrare de putere în ea. Adică, așa, trebuie să linia să poată să-ți primească energia, tu să fii în apropiere, că dacă nu costurile sunt enorm de mari, nu se justifică, deci sunt mai multe condiții. Deci trebuie să ai intravilanul pus lângă linie, linia să aibă putere să te primească în ea.
Deci dacă așa, dacă ai dat voie la extravilan, se întinde aria de posibilităților de amontare generabile în România. Suntem blocați, România e blocată legislativ. Deci dacă aude Ciolacu, care au zis, fraților, am fost senator, am fost în Parlament, eu când am modificat legea 123 energiei, am trecut ca vânt un an de zile, deci mi-am întors Iohannis odată, pentru că au fost alte interese și atunci. Dar pentru a salva companiile de stat, că trebuia să fie salvate, că le omorau certificatele verzi pe vremea aia regenerabile, am întors încă o dată și am stat am stat în fiecare zi cu fiecare parlamentar în parte până am trecut-o și până nu n-am putut să o mai întoarcă, că nu-i mai permitea Constituția. Acum e la Camera Deputaților. O singură zi ea să bage în plen. În comisia de stat, deci să bage în plen. În momentul în care, mai vreau să te întreb ceva, pe urmă, pentru cetățeanul... Vor exploda regenerabile atunci, pentru că... De rând. Numai puțin. Deci, de ce vor exploda regenerabile? Pentru că atunci ai extravilanul. Să mărește, deci poate linia trece prin capul. Dar deocamdată unde poți? Nu poți în extravilan să pui astăzi? Nu ai voie să pui, pentru că nu e autorizație de construire. De ce? Pentru că nu se dă autorizație conform legislației românești. Deci eu nu am voie să pun pe un teren pe care nu se poate face nimic. Nu poți să pui solar, deși poate ai linia acolo, poate ai o stație în transformare. Deci e facil să bagi energie în... Deci deocamdată pot numai în intravilan? Numai intravilan. Dar suntem nebuni? Și în intravilan, nebuni. Și în intravilan trebuie să-ți aprobe Consiliul Local. Dacă Consiliul Local nu, dacă Consiliul Local zice, eu nu vreau oglinzi aici. Nu vreau că oglinzi e oraș... aici, că e în oraș. Și poți, aia zic, pot să înțeleg. Dar în extravilan, la terenurile de categoria 3-4, e perfect. La mine, luați-o pe autostradă și veți vedea pe teren arabil, extraordinar de bun, și în sudul României, pe lângă Dunăre, extraordinar de bun, puse solare. Păi nu acolo, fraților, trebuie puse. Trebuie puse pe terenurile în care nu le cultivăm. Mai vreau, a intrat în legătură directă cu noi și deputatul Benoni Ardelean. Bună seara, Beni. Hai că discutăm chiar despre un proiect legislativ. Extraordinar, Beni, că ești în direct, discutăm că poate despre... cu tine, care ești un om serios, te cunosc. Uite, o să-l rog frumos pe domnul Dian Popescu să zică despre ce proiect legislativ e vorba pe zona de energie. Este aici foarte important, Beni, pentru țară e important, pentru că pe Virgil Popescu, colegul tău, nu-l interesează. Deci aveți trecut de Senat legislația prin care ai posibilitatea să montezi în extravilan parcuri solare, deci nu în intravilan, în extravilan, pe terenuri de categoria 4 și a 5, adică care nu sunt bune. A trecut de Senat, am citit legea, e numai foarte puțin, bună. Ca să-ți explicăm și ție că și eu a trebuit să mă dumiresc, la ora actuală, potrivit legislației în vigoare, nu avem voie să amplasăm parcuri solare, decât intravilan, ceea ce e complicat. Asta e o mare problemă, pentru că trebuie să scoți tot terenul ăla să-l bagi intravilan, durează ani de zile, să întârziere extraordinar de mare pe povestea respectivă. Însă, legea construcțiilor, că de fapt nu vorbim despre zona de energie aici, ci vorbim despre construcțiile civile, nu permit să faci nici cel puțin o pușcă de câine dacă nu ai autorizație pe ea, iar autorizația nu poți obține decât în zona de intravilan. Deci, Beroni, pe construcții civile și pe conducții industriale. Beroni, a trecut de Senat, e la tine la Camera Deputaților legea. Deci, dacă mă uiți, îți spun ce PLX e. Incidența este mai mult pe zona de administrație, nu pe zona de energie. Deci ai o incidență pe zona de administrație pentru că tu ataci practic legea construcțiilor civile și industriale. Practic acolo ești, în zona respectivă. Și atunci cred că aici va trebui să fie o gândire foarte coerentă, pentru că afacerea unui puz, puguri și așa mai departe, e un dezastru. E o problemă totală, care durează de la ani de zile, un an jumate, dacă ai suficiente telefoane la îndemână, sau durează 5 ani. Și cred că aici este problema majoră pe care toți constructorii o pun. Zilele trecute, de fapt săptămâna trecute, am fost până în India și acolo, în discuțiile cu cei oficialii noștri de acolo, mi-au prezentat un caz de unui mare investitor, unul dintre cei mai mari multimiliardari indieni, care vor să vină la Timișoara, chiar la Timișoara, și după ce au venit, au făcut investigații în toată România, prin Ungaria, prin Serbia și prin alte locuri, au decis că Timișoara e un loc potrivit unde vor să-și amplaseze o fabrică de amidon. Și după ce au făcut toate diligențele să vadă ce ar însemna să facă această mare fabrică aici, și-au dat seama că de la momentul în care semnează primul act până în momentul în care o pun în funcțiune, durează 5 ani de zile. Deci, asta e. Beni, dar vreau să spun, legea a trecut de Senat, e la tine, la Camera Deputaților. N-o bagă pe ordinea de zi. Unii, din neștiință,
alții din interese. Da? Și știi bine cum zace o lege care a trecut de prima cameră sesizată. Dacă nu există un interes, nu se va băga acea lege pe ordinea de zi. Da. Băgați-o, fraților. Liberalismul la noi e o altă prostie gândită într-un mod cât se poate de incoerent. În sensul că te zbați într-o cameră 2-3 ani de zile pe o anumită chestiune, pe cu bună credință, să zicem așa, îi dai drumul în camera cealaltă și fac ceva pe ce ai lucrat tu 2-3 ani de zile pe chestiunea respectivă. Și nu o pun pe ordinea de zi. E o chestiune cât se poate de anacronică și anormală. În anumite democrații consolidate, ca să nu zic că la noi suntem în alt film, dar în anumite democrații consolidate, chestiunea asta nu se întâmplă. Adică dacă eu sunt camera decizională, la mine se desfășoară absolut toate dezbaterile, și dincolo este doar pe partea de avizare și raportări. Da, ideea este în felul următor, că și eu am fost în Camera Deputaților și știu cum am luptat pentru legea mamelor. Ideea este că trebuie să te lupți pentru legea ta, tu ca și inițiator, până la capăt. Deci eu mi-aduc aminte că n-am avut, din cauza că mă luptam cu un anumit partid care nici nu mai există astăzi. Așa, și care avea președintele comisiei. Ei nu au vrut să fie de acord cu proiectul meu de lege și atunci nu mi-au dat raport din Comisia de Muncă de la Camera Deputaților. Comisie care trebuia să dea raportul pentru că era Camera Deputaților, Camera Decizională. Și vreau să-ți spun că am intrat cu legea mamelor în plen, fără raport de la Comisia de Muncă, pentru că Biroul Permanent al Camerei Deputaților a votat ca legea să intre în plen. Bun, dacă mai îmi permiteți o scurtă observație aici, pentru că și Dian, colegul și prietenul meu, am fost împreună în Senat, exact. În Camera Deputaților de ceva mandate, lucrurile stau mai prost decât atâta. Adică sunt legi care sunt făcute pe picior. Nu dau nume pentru că îi cunoașteți foarte bine și ați lucrat și noastră pentru că au fost parlamentari foarte vechi, care spunea, hai scrie aici, uite, eu îți dictez, studia un pic și scrie articolul 1, articolul 2, articolul 5. Dacă aveau forță politică, o treceau cam în 3 săptămâni. Eu am văzut, de exemplu, când Dragnea a venit cu scădem 100 de taxe și dăm nu știu câte alte chestii la oameni, au trecut în 2 săptămâni prin cameră și prin senat. Eram secretarul senatului atunci când au trecut acele chestiuni. Și altele care trenează de 3, 4, 5, 6, 7 ani au fost legi care au trenat 20 de ani în Parlamentul României. Și dacă ai forța politică, o treci, trec prostii, deci trec din astea făcute pe picior, pe holuri, prin baruri, prin temiri pe unde legi din astea făcute din pix, și care sunt și astăzi legi de 15 ani de zile care nu au norme de aplicare. Pentru că nu ai cum să faci norme de aplicare la o prostie. Că nu există. N-ai. Adică și iar tehnicienii când vin la guvern zic, hai domnule, lasă-ne în pace cu prostia asta, că n-ai cum să o aplici. Și atunci spun, lasă, nu e niciun fel de problemă. Lasă că o mai corectăm noi, o mai clipesc și cârbesc de 3 ori și după care o aprobă și o luăm de la zero. Adică cam așa s-a lucrat 33 de ani în România, ca să ne înțelegem. Și de asta avem aberații de genul acesta și de asta avem tot felul de lucruri în instanță care nici acum sunt lămurite, pentru că ea din instanță, fiind așa mai chițipușar pe lege și pe virgulă și pe punct, țin cont de ceea ce spun parlamentarii care uneori votează de la etajul 7, nici nu știu cum arată câmpul intraviranul și extraviranul, nici ce să le. Beri, un singur lucru, dacă îmi dai voie, un minut vreau să o spun. Marea prostie în Parlamentul României este sprijinită de presă. Presa critică parlamentarii, da, presa are e vinovată, are vină mare. Suntem vinovați? Ia să vedem de Victor, să vedem de ce suntem vinovați, să mă vin la tine la Chișinău. Să spun de ce. Să spun de ce presa este vinovată de asemenea prostii legislative. Beni poate să confirme și tu vei confirma, să dau 100%. Voi criticați parlamentarii că n-au avut inițiative legislative. Și atunci ei vin cu prostii? Atunci, ca să-ți demonstreze ție care inițiativă, zice, câte inițiative legislative ai avut, Dian Popescu? 10. Toate prostii, bineînțeles, care odată că încurc Parlamentul, încurc comisiile, acele legi le fac pentru voi, le făceam pentru presă, să numai că era criticat. N-a avut inițiativă legislativă și n-a vorbit în plenul
Parlamentului. Deci am văzut odată deci, inițiativă dacă... legislativă, nu mai știu cine a făcut-o, să meargă tinerii la muzee. Da, la Vinia, pentru că dacă voi nu v-ați luat după un parlamentar, chiar acum ascultam într-o seară la posturi naționale, cum sunteți și voi, așa, care criticau parlamentarii. A, pe ăsta a dormit, n-a avut inițiative legislative decât două. Păi da, pe bune! Păi, băi, să spună Benoni Ardelean, care e un cunoscător al parlamentelor din Statele Unite, o lege acolo stă 4 ani. Nu știu câți ați fost într-un birou de senator sau congresman american. Eu merg foarte des. Ei au pe pereți, eu sunt chiar în biroul meu în Timișoara, dar nu mi-am pus pe pereți așa ceva, niște chestiuni puse pe aici, cărți și alte lucruri pe care... Tu altceva vrei să spui pe pereți. Dar fiecare în biroul lor de congresman și senatori au niște tablouri așa pe pereți, care sunt de fapt proiectele lor legislative care au fost promulgate cu semnătura președintelui american. Și sunt mândri de ele și le se spune legea Dian Popescu, legea Lavinia Șandru, legea Ardelean, așa sunt numite legislația americană. Și sunt mândri de ele. Și au unii dintre ei care au fost 30 de ani, 40 de ani în Congresul American, aleși din 2 în 2 ani, adică nu ca la noi din 4 în 4 ani, au 7, 8, 10 din astea. Nu mă întrebați câte proiecte legislative am semnat eu de la începutul acestui mandat, dar de un an jumătate. Ai fost activ! Ai fost activ, uite. O altă chestiune, presa ce spune Dian face următoarea chestiune. Dom'le, de câte ori a luat cuvântul? Păi în momentul în care eram vicepreședintele Camerei Deputaților, eram în topul tuturor pentru că eu țineam toate ședințele. Erai obligat. Aveam cele mai multe cuvântări pe acolo. Și după aceea, când trebuia să spun doar lucrurile importante, pentru că munca de parlamentar suce în comisii, nu se duce în plen. Da? Așa e. Ridici mâna și votezi, sigur. Și mai ales cum eu sunt pe politica externă, în deplasările externe, acolo se face politica, nu se face stând în cel birou pe acolo, pe la Parlament. Dar, vedeți, lucrurile acestea nu se știu. Și acest câine de pază al democrației, da, nu vreau să spun și cealaltă variantă care e vehiculată vis-a-vis de presă, câteodată creează anumite presiuni din acestea care sunt total nesănătoase. Da. Vă dau un singur exemplu și o să închid aici. Chiar am fost și sunt blamat, că am tot ziariștii m-au preluat așa, m-au luat la ochi, că vezi, Doamne, am ginit. Dar vreau să vă spun întâmplarea respectivă, pentru că acum este deja istorie, e istorie recentă, dar istorie deja. Era pe vremea când era președintea partidului Ludovic Orban. Și atunci m-a rugat frumos și a insistat, mi-a dat multe telefoane ca să nu vorbesc de un incident, să tag în gură și să fac un pas în spate. Era o ședință a Comisiei de Politică Externă și era o situație sensibilă, era o situație în care trebuia efectiv să discutăm cu ușile închise. Cei din presă făceau presiuni să vină înăuntru, au intrat înăuntru la un moment dat, trântind ușa și a spus, hai domnule, dați-mi un vot. Și a spus, cine v-a chemat aici? Asta sunt în primul rând să văd dacă membrii comisiei acceptă să fie presa de față. Adică trebuie să dau un vot în comisie prima dată ca să-i pot lăsa presa de față. Asta e regulamentul. Asta e regulamentul, dar e regulă. E regulamentul. Avem chestiuni e regulamentul, dar e ok. Nu, dar în general presa asta. Și eu am spus, domnule, lăsați-mă să dau un vot prima dată să văd dacă... Nu, dați toate votul. Deci așa, ceva de genul respectiv, da? Cu o nesimțire extraordinară. Să nu mai zici că ei au dreptate, Beni. Sunt chestiuni... Așa, te rog, Victor. Victor Nichituș. Da, sunt jurnalist în Republica Moldova, sunt veche în meseria asta despre care dumneavoastră spuneți că am fi câini de bază, dar câteodată chiar suntem. Și trebuie să spun că în Republica Moldova situația în acest moment este una destul de delicată și există situații în care, într-adevăr, parlamentarii de obicei mai discută anumite lucruri cu ușele închise. S-a întâmplat o chestie iarăși și mai interesantă când toată ședința Parlamentului de la Chișinău a fost la un moment dat desfășurată cu ușile închise pentru că se discutau atunci, dacă țineți minte, acel furt al miliardului, da, iar da. Toate această ședință au fost invitați toți șefii de servicii, bun, avem un singur serviciu secret, este serviciul de informații și securitate privată. Doua, au mai fost invitați cei de la echivalentul CNA din Iana, așa se numește la noi, dar au șefia Centrului de Anticorupție și așa mai departe. Toată chestia asta s-a desfășurat cu ușile închise. Eu am aflat despre ce s-a discutat abia la vreo lună după ce s-a desfășurat acest lucru. Și acolo s-a spus că, în general, furtul
miliardului fusese raportat de către, de către șefii instituțiilor de securitate, fusese raportat atât către președintele Parlamentului, cât și către șeful statului din Republica Moldova. Ce s-a întâmplat a fost o chestie care ține, iarăși, nu mi-au dat toate amănuntele, dar de obicei, într-adevăr, se discută multe lucruri cu ușile închise. Iar noi, eu, cel puțin aici în Republica Moldova, le înțeleg pentru că sunt niște chestiuni sensibile. Nu, da, poate... Aici nu era chiar o chestiune. Lăsați-mă, eu am înțeles, domnul. Eu am înțeles că nu era o chestiune. Aici era pur și simplu un abuz. Adică, domnule, nu poți să faci așa ceva. N-ai voie. N-ai voie să... Nu-mi dictezi tu când să dau un vot sau să nu dau un vot. Da? Adică, până la urma urmei, nu sunt angajatul nici a presei, nici a Parlamentului. Sunt ales parlamentar și am indemnitații ca parlamentar. Sunt salariat al Parlamentului. Nu, suntem salariatul cetățenilor din România. Da, da, deci, nu, deci tocmai asta este situația pe care vreau să o înțelegeți. Și de asta, chestiunea asta este o chestiune pe care eu cred că trebuie tratată cu respect de ambele părți. Absolut, da? Absolut. Respect pe oricine pune o întrebare deșteaptă și coerentă. Nu respect pe aceia care trimit pe legea 544, și dacă în Moldova aveți aceeași lege sau nu, în care să-mi ceară în aceeași lună de 5 ori aceleași informații. Dar pentru că ăsta este o hărțuire, nu este nimic altceva. Sunt de acordul dumneavoastră. Uneori, haideți să vă spun, uneori... Okay. Uneori trebuie să insiști ca să afli o informație. Da. Eu și când am fost de o parte a baricadei și acum pe partea asta alta a baricadei, pot să dau telefon și mi se răspunde întotdeauna la telefon și nu trebuie să merg pe legea 544, stai liniștit, Beni, că lumea îmi spune. Dar îmi aduc aminte că odată a trebuit să aflu o informație de la ministrul finanțelor de atunci. Mi se pare că era în guvernul Tăricianu. Vlădescu. Da, de la ministrul Vlădescu. Și efectiv nu voia să spună despre ce sumă e vorba. Se șterseseră niște datorii la bugetul de stat de la niște companii de stat pe data de 28 decembrie. Și Senatul votase pentru ștergerea acelor datorii fără să se treacă suma. Se vorbea că ar fi vorba de 2 miliarde, alții spuneau că ar fi vorba de 5 miliarde de euro. Nu se știa despre ce sumă se vorbește, că e vorba de euro, că e vorba de lei, o discuție amplă. Făcuseră cei de la evenimentul zilei atunci o investigație. Eu eram parlamentar, i-am solicitat ministrului să-mi comunice despre ce sumă e vorba. Nu răspundea la nimeni și atunci am zis în felul următor. Dacă până mâine la ora 9 ministrul finanțelor nu mă sună, eu îmi iau un scăunel și mă mut în fața biroului lui. Vă promit, acolo o să mă mut. Și nu mă ridic de acolo până nu-mi spune despre ce sumă e vorba, ca să știm. Nu se poate să ștergi niște datorii în orb. Atâta măcar să știm ce datorii s-au șters de la aceste companii, despre ce sumă vorbim. Am zis, uitați, ăsta e scăunelul, era un scăunel din ăla de pescar, cu scăunelul ăsta mă mut la ușa biroului lui, ca să fie clar pentru toată lumea. Vreau să vă zic că într-o jumătate de oră m-a sunat și m-a invitat. De teamă să nu mă mut, deci a zis, asta e nebună, vine cu scăunelul la ușa mea, mai bine îi spun eu din timp. Nu, a fost corect, s-a informat, a fost vorba de 2 miliarde. Aș vrea să... De lei era diferit pe vremea aia. Lei, nu euro, nu. De lei era? Lei. Nu putea să taie 2 miliarde de euro. Nu putea să taie. Atunci era 2 miliarde de lei. Altceva vreau să facem o precizare. Beni a explicat că a cerut în comisie colegul din Republica Moldova să înțeleagă la noi ședințele sunt publice ale Senatului și Camerei Deputaților. Acolo presa oricum stă în sală. Da, numai ședințele pe comisii. Numai ședințele din comisii. Am înțeles. Ședințele de plen sunt întotdeauna. Luăm o pauză de publicitate, nu vă spălați pe mine și revenim cu discuția.
Subiectul emisiunii de astăzi este Atunci și acum și vom vorbi despre școală și viață. Un subiect de creștere pentru un business și promovare. Discutăm despre felul în care se plasează România în structurile internaționale. Este un război hibrid. Nu avem momentan nicio invazie, a trecut și ora 3. Sunt Paul Gaborilescu și voi pilota această emisiune printre stele. Suntem împreună într-o zi specială în care vorbim despre iubire. Ești pregătit pentru o viață prosperă astăzi? Știai că abundența și bunăstarea pot fi de partea ta? Există un timp al poveștilor, iarna, că nopțile sunt ani de lungi și ai vreme și să lucri și să stai la cuvânt. Vom face o emisiune în care vorbim despre litere, despre astrologie cabalistică, despre capacitatea sufletului. Terapia prin dans. Ca să fiu sinceră, vă mărturisesc că nici nu știam că există așa ceva până n-am cunoscut-o pe Loredana Larionescu. Bună seara, Loredana! În această seară mi-am dorit să deschidem o ușă. Astăzi discutăm despre mituri în gastroenterologie. O emisiune cu misiune care dorește să vă dezvăluie cât mai multe dintre tainele neștiute ale acestei țări. Vreau să vorbim astăzi despre construcție, despre ce trebuie făcut pentru ca în România să construim. Despre vizitele prin toate marile capitale ale lumii, parcă trăim așa într-o lume tripolară. Vă spun că răul se întâmplă câteodată în viața noastră pentru a ne ajuta să apreciem binele, pentru a ne ajuta să înțelegem ce înseamnă binele în viața noastră. Am revenit în direct, stimați telespectatori. Am o întrebare, am rămas cu o întrebare pe zona de energie. E foarte complicat și poate mi-auzi și tu, Beni, și ne spuneți ce soluții găsim. Acum că tot vrem tranziția spre o energie, nu numai, eu vreau spre energia verde, că asta e dorința toți mea. Toți vrem, să știi, Lavinia, toți avem copii și eu și tu ai copil mic și eu am copil mic, toți vrem. Eu sunt ecologistă și sunt cu tranziția asta spre tot ce înseamnă curat în suflet. Dar... în altă ordine de idei, e foarte complicat pentru cetățeanul casnic, simplu, cetățeanul casnic, da, să obțină toate aprobările din lume dacă vrea să-și pună, de exemplu, pe bloc... S-a dat legea prosumatorului, că de asta vorbești. Să-și pună acasă, în curte, ca să... Să bage și energie în sistem social, legea este dată, este copiată. E singura lege care e bună că e copiată. E copiată de afară. E copiată, omul primește și un ajutor financiar ca să-și cumpere... Dar tehnic nu suntem, distribuțiile nu sunt pregătite la linia. Dar este atât de complicat? Nu, tehnic distribuțiile nu sunt pregătite. Am înțeles. Pentru a fi prosumator, tu trebuie să ai în față pus un contoar inteligent. Așa. Am mai discutat odată când era cel de la Hydro-Québec cu contoarele inteligente. Da, mi-aduc aminte. Da, ți-aduce aminte? Da, și omul a zis, bucur, că noi avem toți așa ceva. Băi, la noi nu sunt. Tu, dacă mâine 100.000 de cetățeni vor să-și pună, să devină prosumator, să-și pună deci, sorare... Deci, prosumator înseamnă că sună așa. Da, da, așa e legea. Este producător și consumator în același timp. Așa e legea. Okay. Distribuția care deservește, îți primește curentul rețea, de care vorbeam mai devreme, așa. Trebuie să montezi un contoar inteligent care să contorizeze puterea intrată în rețea. Încerc să vorbesc, să nu vorbesc ca inginerul. Nu, dar să vorbesc ca să înțeleagă toată lumea. Curentul care îl bagă în rețea. Când nu consumă casa mai mult, el trebuie să îl contabilizeze. Dom'le, mi-a intrat de valoarea asta în lei.
Și seara, când solarul, de exemplu, e zero, nu mai funcționează, îi da. Dă, preia energia din sistem și faci un echilibru la bani. Mi-ai băgat pe zi atât, mai rămâne să plătești atât sau să-ți dau eu bani. Lucrurile astea, corect, așa sigur că da. Dar lucrurile astea nu se pot face decât dacă distribuțiile din această țară vor dota, vor echipa casele cu contoarele inteligente. Aha. Deja acest lucru se aplică în Republica Moldova. Da, ia, uitați! Și la noi se aplică, nu vă faceți griji, se aplică mult la noi, se aplică cu mult mai mult înaintea Republicii Moldova. Dar numai că dumneavoastră aveți 1 milion de locuitori și noi avem 18. Asta aveți... Nu chiar un milion, avem 2 milioane. 2 milioane, îmi cer eu scuze, dar vorbesc ca locuințe. Noi avem, avem mulți și este foarte, nu e chiar ușor și plus că am privatizat distribuțiile în România, le-am vândut fără condiții. Ați înțeles? Noi din 2004 nu mai suntem proprietari pe resursă, pe infrastructura de transport, ce le-am vândut. Și nu am pus condiții. A avut timp din 2004 până în 2022, sunt 18 ani, în care să se pună la punct să modernizeze rețelele și să fie contoare inteligente la ora asta, la fiecare casă. Domnul Popescu, în Republica Moldova s-a întâmplat același lucru. Am avut o chestiune impusă de către Fondul Monetar Internațional. S-a spus la un moment dat ca să se vândă rețelele de distribuție energetică. Până la urmă am vândut una, rețeaua de distribuție de energetică din centru, s-a dat către Uniunea Tenosa din Spania, după asta Uniunea Tenosa a vândut-o mai departe, dar am mai rămas încă cu Republica Moldova, am mai rămas cu rețelele de energie, de distribuție energetică din nord. Dar am întrebare, Tot Fondul Monetar v-a pus să vindeți distribuția de gaze, compania de gaze Gazpromului? Nu, asta a fost o chestiune care a fost făcută de domnul Ion Sturza. Domnul Ion Sturza în anul... Nu știu cine. Eu vă spun, fostul prim-ministru Ion Sturza, care acum este unul dintre oamenii care a privatizat împreună cu Dinu Patriciu Rom Petrolul și așa mai departe. Niște chestiuni poate... pe care dumneavoastră nu le cunoașteți, dar noi le știm foarte bine. El a fost cel care până la urmă a dat către Gazprom 99% din acțiuni și așa mai departe. De asta suntem dependenți de către de gazul din Federația Rusă. Nu de asta. Nu de asta. O Europa întreagă e dependentă de gazul rusesc. Nu de asta. Sunteți dependenți pentru că n-aveți gaze. Nu. N-are nicio legătură. Dacă aveam gaze, eram... mai bine. Deci, dacă mă întrebați pe mine, eu am întrebat așa, eu n-am spus că a fost rău. Eu n-am spus că a fost rău că Gazpromul a deținut și deține supremația în distribuție la dumneavoastră, că poate a tolerat puțin datoria către Gazprom într-o anumită perioadă. Și acum se schimbă, că așa se schimbă politica în lume. Și vă apropiați de Uniunea Europeană, de noi, că până la urmă am fost, suntem o țară, și noi și dumneavoastră, deocamdată. Sunt de acord. Sper că temporar suntem despărțiți. Da, vă apropiați de Uniunea Europeană și să sperăm că am intrat în sincron cu Republica Moldova energetic. Deci putem încă să... Încă nu. Ba da. Sunteți în sincron, nu putem da la Costești. Intră la Isaccea de Sud în fiecare zi regie la dumneavoastră. Da, dar nu e chiar așa cum spuneți dumneavoastră că suntem total antrenați cu România. Nu, am zis că sunteți în sincron energetic cu noi. Da, da, și acum, dar nu total. Nu total, pentru că mai aveți la termocentrala de la Cuciurca. De la Cuciurca să intrați în sincronie, dar intră în tehnic. Eu știu, da. Eu știu, pentru că nu avem legătura la Costești cu dumneavoastră decât pe linie de 110 kV. Dar deja pașii aveți, nu mai avem. Sunt pași făcuți. Aveți colectorul Transgaz Vest prin care noi am schimbat sensul și v-am înmagazinat gaze în depozitele din România. Pentru asta noi mulțumim și ca să ajutăm, asta e România dumneavoastră, asta trebuie să facă față pentru dumneavoastră. Păi vorbiți limba mea, eu pe a dumneavoastră. Păi noi suntem aceeași țară vremelnică s-a despărțit. Sunt de acord cu dumneavoastră, domnul Popescu, numai că dumneavoastră o luați așa ușor înainte. Noi tot dorim treaba asta, numai că suntem un pic mai pragmatici. Noi vrem într-adevăr să fim să intrăm în Uniunea Europeană. De asta începe ne-am zmărut și de asta cetățenii Republicii Moldova au votat la alegerile de anul trecut
cu atât de mare forță covârșitoare pe Maia Sandu. Pe Maia Sandu. Păi exact. Și noi vrem să intrați în Uniunea Europeană. Categoric. Și pe Maia Sandu poate o vreți să președinte României. Poate să candideze. Pentru asta trebuie să unească țările. Pentru asta trebuie să unească țările. Noi ne dorim să fiți. Putem repeta cazul Cuza, de ce nu? De ce nu? Da, exact. Încă un 24 ianuarie. Vreau să trecem puțin. Așa, te rog, că pe urmă vreau să profităm de faptul că avem aici pe Benoni Ardelean să vorbim puțin și de ce se întâmplă dincolo de granița Republicii Moldova, unde e mai trist acum. Și trebuie să spun un singur lucru ca să fiu în spirit cu ceea ce a spus domnul Popescu, că de astăzi Republica Moldova are acces la bursa de mărfe, bursa energetică din România, deci este un pas înainte spre consolidarea infrastructurilor celor două state, un pas înainte pentru visul pe care îl avem atât la Chișinău cât și la București, acela ca o dată și dată să nu vorbim doar de două sfere românești, dar să vorbim doar de una sigură. Corect, corect. Mi-aduc aminte când am reușit să-l supăr pe, dar era Dodon președinte, am reușit să-l supăr pe ambasadorul Republicii Moldova la Roma, pentru că a participat la un eveniment de 1 decembrie, chemat fiind de Asociația Românilor din Italia, și eu, dacă l-am invitat pe scenă, l-am invitat să dea un mesaj pentru, de 1 decembrie, pentru românii, de o parte și de alta, a Prutului. Corect. Mamă, deci s-a făcut roșu și mi-a zis la mulți ani România de 1 decembrie și s-a dat jos. N-a avut unde verde de la... Cine era președinte în perioada aia, ca să ne dăm seama de ce? Era Dodon! Ah, păi dacă era Dodon, n-avea acceptul de la deci Moscova. Deci a și plecat de la eveniment, adică eu nesimțita. Așa, Beni, te rog frumos, spune-mi, pentru că în perioada asta ai umblat peste tot. Cum se vede? Cum se vede? Comunitatea internațională cum vede ceea ce se întâmplă în Ucraina în momentul de față? Este o situație foarte complicată și am avut N discuții în diverse locații din lumea asta și în același timp cu diversi actori politici, non-politici din diverse zone. Situația nu este una foarte simplă. Mi-ar place să spun că lucrurile se vor duce într-o direcție bună, că o să ajungem la niște negocieri și că o să terminăm într-o lună, două. Dar s-ar putea să nu fie așa. Și cred că este o chestiune de durată care va afecta extrem de mult Ucraina. Din punctul meu de vedere, ceea ce am spus de la început, în prima zi a atacului, am spus-o înainte de asta, în ceea ce îl privește pe Putin, a trecut acea linie roșie și nu mai are punct de întoarcere. Adică el nu mai e, cum zice americanul, no turning point. Adică nu mai are unde să întoarcă. Și din cauza acestei chestiuni, el nu mai are ce risca și nu mai are ce pierde. Așadar, va merge mai departe într-o direcție greu de prezis și greu de gândit exact la ce duce capul sau ce poate să facă în continuare, dacă Moldova, Georgia sunt în pericol, dacă țările Baltice, chiar România, după anexarea Crimeei, ne învecinăm pentru prima dată pe mare cu Rusia, iată insula Șerpilor, care este la 40 de kilometri de noi. Așadar, un atac este oricând posibil, greu de crezut că va ataca o țară NATO, dar nu este imposibil din punctul lui de vedere, sau cel puțin din punct de vedere militar. Mai mult decât atâta, am spus-o de la început și vreau să o repet și la noastră pe post. Americanii, prin noua administrație, au încercat o chestiune foarte complicată, deșteaptă din punct de vedere economic, dar din punct de vedere a strategiei militare și a gândirii strategice globale, nu a fost o gândire foarte inteligentă, și anume o apropiere de Rusia pentru a decupla Rusia de China. De ce asta? Pentru că cele două țări sunt două țări care... Pe parcursul unui an jumate. Asta voiam să întreb, pe ce perioadă? Așa. Deci odată cu instaurarea noi administrației la Washington. China este peste tot blocată în Europa, în America destul de mult. România a fost, dacă vezi, pionier în povestea asta, a blocat China de la marile proiecte, de la 5G, de la multe lucruri de infrastructură. La proiectele energetice a fost blocată de mult. Proiectele energetice și multe altele, da? Deci o listă de multe chestiuni unde România a blocat legislativ și prin hotărâri de guvern aceste chestiuni.
dar și la nivel european. China este peste tot banată. Însă Rusia se bucură nu de o forță foarte mare economică, pentru că de aceea Rusia nu poate să devină niciodată o putere mondială, sau cel puțin în perioada aceasta, pentru că lipsește un ingredient esențial, și anume îi lipsește economia. Fără economie pleci cu tancul, rămâi cu el în stradă, că nu mai e benzină, rămân soldații fără mâncare și sunt obligați să fure. Ceea ce se întâmplă astăzi, de fapt, se vede, de fapt, e vizibilă povestea asta și am spus-o de la mai demult. Însă China are capacități economice. China era însă blocată peste tot în Europa și în America și nu putea să facă muncă de infiltrare, muncă de distorsionare a adevărului, de fake news, de dezinformare, de destabilizare și mai departe. Adică acest război hibrid pe care Rusia îl poartă deja de câțiva ani de zile peste tot în Europa și prin lume. Iar cele două țări, dacă veneau la oaltă, era de fapt un pericol mondial. Americanii s-au gândit ei că poate este mult mai înțelept ca să decupleze China de Rusia și să facă o apropiere de Rusia în decuplarea Chinei. Gândirea economică perfectă, pentru că China devenise un competitor internațional destul de semnificativ. Însă, din punct de vedere geostrategic, așa cum am spus, a fost o greșeală. Și am spus lucrul acesta, îmi pare rău că acum un an și ceva, când am Congresul și Senatul American, am pus în scris povestea asta, dar am spus în foarte multe cabinete acolo și s-a auzit chestiunea respectivă la Departamentul de Stat, în Senatul American, în Congresul American, cu leadership-ul de vârf a politicii americane. Iar apoi, în decembrie, când încă nu vorbeam de niciun război, când mulți spuneau nu va ataca, nu va ataca, nu va ataca, eu am spus o vorbă a republicanilor, republicanii vechi, prietenii mei, John McCain, Frank Wolf, Ted Cruz și alții, da, spunea, domnule, nu negociem cu teroriștii și cu comuniștii, punct. Adică nu există în povestea asta. Și cam aveau dreptate. Să crezi că un KGB-ist, securist, Putin, poți să ai încredere în el. N-ai nicio variantă, adică trebuie să fii fraierul de tot ca să pui, să zic așa, crezarea pe acest cuvânt. Și în această chestiune, i-am spus-o și atunci, în al doilea război mondial, România a fost partea echipei câștigătoare, a nu se confunda cu echipa Câțu. Și am fost lăsat tot Beni, îmi pare rău, PNL-ul s-a comportat cum s-a comportat România în al doilea război mondial, îmi pare rău. E dreptul lui să zică ce vrea, e în partidul a fost alta. dar cu binecuvântarea americanilor și a marilor puteri am fost lăsați în barca perdanților, da? Asta s-a întâmplat în al doilea război mondial. Și eu spun asta deseori și eu spun în multe cabinete americanilor, cu binecuvântarea lor am fost lăsați în sfera de influență a Rusiei. Beni... Și am spus, nu vreau să mai tărim în perioada respectivă, o să închid imediat această chestiune. Am avut chiar pe directorul de la Departamentul de Stat, care este director în locul Newland, dacă știți, pe care probabil e mai cunoscut în România, pe zona de Euro-Asia, Europa Centrală și de Est. L-am avut în 8 decembrie la București, a vizitat în 4 zile 7 state, a stat în România 7 ore și din alea 7 ore câteva ore a stat cu mine pe o discuție foarte aplicată și pragmatică pe geopolitică. Și atunci a spus această chestiune și a spus nu faceți greșeli. Rusul nu trebuie să ai încredere în el, negociezi foarte rapid, încercați să-i dați ceva și să-l distrage de la intenția lui inițială, altfel va ataca Ucraina. Aici Beni condamn. Am avut dreptate și din păcate nu m-am înșelat, era bine să mă fi înșelat, dar așa s-a și întâmplat. Și iată, ne aflăm într-o situație de no turning point din partea Rusiei, în momentul în care, din punctul meu de vedere, trebuie să găsim rapid o soluție, pentru că România deja, în momentul în care noi vorbim, este pusă într-o situație destul de nasoală, din punct de vedere militar, pentru că eu cred, fiind stat NATO, avem o siguranță și o plasă de siguranță extrem de mare. Din păcate, pentru Moldova, care este într-o zonă gri în momentul acesta, am mari emoții. Dar ceea ce cred este că este imperativ necesar să găsim soluții rapide de conservare a economiei și a celorlalte chestiuni care sunt astăzi deja în pionez. Noi nu avem nevoie de conservare, Beni, de conservare are nevoie Germania, Bulgaria, Serbia. Nu, noi nu avem nevoie de conservare, noi avem nevoie de dezvoltare, pentru că noi avem suportul decuplării de Rusia și gaze și energie. Dacă ai vedea indicatorii economici pe care... Și resurse minerale, ți spun imediat eu indicatorii, că eu scu cap în bursele de energie din Europa și din România. Vreau să spun că în 2021, Beni, pentru PNL, 2021, România... Economia României a consumat cu 28% gaze mai puțin decât în 2020. Economia. De ce?
Asta de ce? Pentru că n-a funcționat economia și am mințit la televizor creșterea economică. De ce? Mint. Le dau statistica și să la ANR să se uite. Adică dacă o țară nu-ți consumă gaze cu 28%, enorm de mult 28%, populația are, populația are, are undeva de 1%, adică iarnă mai fric sau mai cald afară, dar noi aici, Beni, tu ai perfectă dreptate în discuție și cu privința americanii, dar uite-te de la Mins 2 când America s-a retras și a lăsat Germania și Franța pentru tratarea păcii cu Ucraina și mai mult decât atât, dacă mă întreb pe mine, care anul trecut a fost de 8 ori la Kiev și știu și revoltele care au fost în fața Parlamentului pentru a da jos pe Zelenski în perioada aia, am fost chiar în Kiev, n-am văzut absolut deloc diplomație. Tu ai perfectă dreptate ce spui despre Rusia, noi o cunoaștem și din istorie, dar n-am văzut absolut diplomație în ultima perioadă, înainte premergător începerii conflictului, și asta este de condamnat din toate părțile, inclusiv lumea occidentală. N-am văzut o diplomație activă, puternică, și pe lângă Zelenski, nu numai pe lângă Putin, și pe lângă Zelenski și pe lângă Putin, pentru că deja morții și dezastrul care s-a întâmplat în Ucraina condamnă cu atât mai mult cu cât am condamnat de când a fost prima bombă dată în Kiev. Am spus la un post de televiziune, eu cunosc Ucraina, cunosc și pe Zelenski, știu și oligarhii de acolo, i-am cunoscut, am citit presa de acolo foarte mult. A lipsit diplomația și diplomația a lipsit și din partea Ucrainei, din partea Rusiei, nu te aștepți. Rusia are idei expansioniste, nu te aștepți la o diplomație. Dar nu și, te aștepți, dar era, da, cu, era, cu, stai puțin, era cu puterile occidentale la masă Rusia până să invadeze Ucraina, și, da? Era în Consiliul Europei, ne învăța pe noi, avea vicepreședintă în comisie, numai puțin, că sunt foarte... Deci dar, avea Rusia vicepreședintă în comisia, în conducerea comisiei de la Veneția, ca să ne învețe pe noi democrație și ei omoară oameni. Nu uitați Minsk 2, Minsk 2, semnatul tratatului la Minsk 2, Benoni Ardereanu știe foarte bine, este, era federalizare cu semnătura lui Macron și a Germaniei, a Franței și a Germaniei. Este domnul Ardereanu. Și asta însemna automat federalizare la pachet și pentru Republica Moldova. Bineînțeles, era premergător, dar cine a semnat Minsk 2? N-au semnat marile puteri occidentale? N-au fost la masă? America s-a retras de la semnarea acestui tratat. America trebuia să rămână acolo. Să ne luăm rămas bun. O secundă. Vreau să mi-au rămas bun de la Benoni Ardelean. Îi mulțumesc că a intrat. Am uitat cum trece timpul. Știu că trebuie să intre la o altă emisiune. Îți mulțumesc mult de tot, Beni. Unde, la ce emisiune indica să intru peste tine? E o emisiune acolo, că e la Timișoara. Mulțumim frumos. Ai o seară frumoasă și te mai așteptăm cu drag la România în mișcare. Bun, mai este un minut, acum voi doi. Dânsul cunoaște mult mai bine situația din și este de ascultat, pentru că e un conflict pe care dânsul cunoaște mult mai bine decât mine și decât Benoni Ardelean și decât tine și decât toți, pentru că este acolo. Sigur, sigur. Da. Te rog, Victor. Ce să spunem? Spunem că situația din Republica Moldova deocamdată este calmă, apar tot felul de declarații ușor agresive din partea decidenților militari ucrainieni, care vorbesc despre posibile antrenări de grupe în regiunea Transnistreană, unde se află grupele Federației Rusiei, și știți despre treaba asta. Toate aceste declarații sunt repede calmate atât de către președinta Republicii, și după doamna Maia Sandu, dar și de către pastorul precedent de la Tiraspol, care spune că nu se întâmplă mișcare de trupe în regiune. Lucrurile, din punctul meu de vedere, ceea ce eu observ că ucrainienii și-ar dori un pic extinderea acestui conflict înspre Republica Moldova. Eu înțeleg, pentru spuneți cu voce tare, așa este, Zelenski incită mult prea mult. Da, iar noi în Republica Moldova încercăm să înțelegem situația în care se află Ucraina. Am acordat ajutor extraordinar de mult cetățenilor ucrainieni care s-au refugiat în Republica Moldova. Republica Moldova a venit 300.000 de refugiați din Ucraina, au rămas în continuare în Republica Moldova 100.000, ceea ce este foarte bun pentru economia noastră, pentru sistemul nostru de ajutoare sociale. Deci lucrurile sunt un pic delicate, dar noi credem că până la urmă așa.
se va liniști toată această situație, pentru că cunoaștem iarăși un lucru, toată lumea ne spune acest lucru. Foarte scurt, te rog că trebuie să închidem. Foarte scurt. Dacă va cădea Odessa, atunci situația se agravează. Se agravează, așa este. Eu vă mulțumesc din suflet pentru prezența la România în Mișcare. Mulțumesc, Victor Nichituș, ziarist de la Chișinău. Îți mulțumesc mult de tot, Dian Popescu, că ai venit la România în Mișcare. Vă mai aștept cu mare drag. Stimați telespectatori, vă mulțumesc mult de tot că ne-ați urmărit. Să aveți o seară minunată. Ne vedem duminică la ora 20 la Carte Diem. Rămâneți cu Canal 33. Pentru femeile